Cred că era momentul să discutăm și despre subiectul ăsta, și anume pescuitul scobarului. Mie, să știți că îmi place extraordinar de mult și am înțeles foarte multe din partidele mele de pescuit la scobar și reușesc cam de fiecare dată să-l cam Așa că hai să vă spun niște chestii pe care merită să le încercați și care sigur o să vă aduc capturi. Asta e 100% vă spun. După cât ați văzut, în perioada de vară scobarul nu mai prea întâlnim. Deoarece noi suntem obișnuiți cu săriturile alea spectaculoase ca în timpul toamnei sau a iernii a scobarilor. Vara nu se mai întâmplă lucrul ăsta. Și acum o să vorbesc despre pescuitul vara, pentru că ne apropiem de vară și n-are rost. Pentru pescuitul iarna și toamna o să lăsăm pentru anotimpul ăla. Vara, cel mai important e localizarea cărdurilor de scobari. Și asta nu e foarte simplu. Trebuie să știm cam în ce zone le place lor să stea, zonele cu pietriș. Să aibă apa undeva la o jumătate de metru, metru, și să fie curent, să fie repeziși. Aici, în zonele astea, putem găsi foarte mulți scobari. Dar cum îl și localizăm? Noi trebuie să ne apropiem de apă încet și să vedem dacă sunt pești care se întorc. Ei se oglindesc așa, cum se hrănesc de pe fund. Dar e tot secretul vara, unde vedem pești că fac așa pe fund și să o glindesc, că e asid la 100% scobari și acolo merită să, să încercăm pescuitul. Și o să vorbesc de data asta despre pescuitul la feeder în perioada asta. Să luăm un și o să vedem ce echipament avem nevoie pentru pescuitul la feeder. Lansetele. Lansetele recomand lansete cât mai, adică puternice, să spun așa. Puternice, deoarece trebuie să pescuim în curent puternic, pentru că acolo le place scobarilor în vara, pentru că apa e foarte oxigenată și, și acolo le place să se rănească și să aștepte să le vină mâncarea la botul cum îi mai zice, la scobar și vacă, pentru că paște tot timpul algele alea de pe pietre. Da. O lansetă de feeder 150 de grame, să spunem așa, o molinetă de dimensiuni normale, un 4000, un 5000 suficient, firul undeva la un 0,20 principalul, iar ca montură vă recomand să folosiți montura cu gumă. De ce? Pentru că trebuie tot timpul scobarul în pește foarte mofturos și trebuie să folosim tot timpul firei subțiri, undeva la 0,8-0,10. Aveți de grijă și aici că foarte mulți producători scriu pe role că îți de dimensiuni aia, de ale Și de asta câteodată vedeți colegi de pescuit că au mai multe capturi, iar voi nu aveți Vă recomand tot timpul să folosiți fire care reale, pentru că o să aveți un plus enorm de mare. Și cărlige la fel mici. Cărlige undeva la 18, 20, 16, dacă avem prezentări multe și vedem că ratăm, putem să schimbăm carligele, să trecem și pe cărlige un 12 mai mari Trebuie să jonglăm tot timpul, așa și cu forfa dacă am început cu un forfac de un metru jumate și vedem că nu avem trăsături după 10 lanseuri și vedem că scobarul e pe vad, încercăm să scurtăm, te până vedem că avem prezentări. Când am început să avem prezentări, lăsăm așa, după, aia, după un timp singur o să se tai. O să încercăm iară să lungim, poate să o de patul de nadă. Lucru care se întâmplă vara ne omoară obleții și barțele și ce pești mici mai sunt. Ăștia o să intre până când apare scobarul pe vad. Peștii ăștia mici o să dispară de pe vad când intră scobarii, bancul de scobar acolo, pentru că îi bate și îi se retrag. Dacă prindem 2-3 scobari după aia începe să intre iar obleatele și porcușorul, să știți că scobarul a dispărut de pe vad și trebuie să reluăm iar nada, iar forfa cu iar cărligul umblat pe acolo și sigur o să revină dacă e în zonă. Bun. Nadele. Nadele cele mai buni din vara, după părerea mea, nadele pe bază de brânză, de cașcaval, de să aibă aroma asta. Am văzut eu că sunt foarte, foarte buni față de alte nadi care am încercat să, să dau cu ele. Bun, cele mai indicate momeli sunt vermișorii, râmele roșii, baba de porumb, bucățica de ficat. Cam astea dau 100% rezultate în perioada asta de, de vară. Vă recomand să încercați, să știți că sunt niște sfaturi bune de la un pescar care iubește pescuitul la scobar. Vă salut numai bine!